Vine execuția, nu prinde din prima dincă, de-abia acum își pune echipa pe un atac rapid. A căzut un jucător al Unirii Dej în căreul Stelei, dar jocul a fost lăsat să continue. Este evident offside, Adi Popa. Adi Popa și gol! Steaua! Minutul 78, Enceanu și-a dat seama că era în offside. Inițial a vrut să joace acest balon, dar l-a lăsat, s-a făcut semn că se retrage din cursă și Adi Popa continuă și marchează în minutul 78. Așadar, căpitanul Stelei ajunge la 5 reușite în acest sezon. Iată ce înseamnă o fază rapidă de atac. Aici Enceanu era în offside, fără discuție. Își dă seama, face semn că nu va urmări faza. Popa continuă alergarea și rămas singur cu portarul Kindrish, veteranul Stelei. Îl învinge pentru a cincea oară în acest sezon Adi Popa. Punctează pentru echipa antrenată de Daniel Oprița. Totul a pornit de la acel corner de care a beneficiat Unirea Dej, pe care nu l-a bătut deloc bine capitanul Florin Blaj. Angelo Cocian în prim plan, 8 goluri marcate până acum în această ediție de campionat pentru formația sa. Câteva execuții bune și împotriva Stelei. Adi Popa cu stop pe piept, cu minge la întâlnire pentru Atanas Strică. Enceanu. Enceanu în marginea careului. Rareș Enceanu poate face 2-0! Și în acest moment, soarta partidei, putem spune, dragi prieteni, că este deja decisă. Cu un minut înainte de final, Enceanu finalizează un contraatac pornit tot de la Adi Popa. Foarte bine a contribuit și Atanas Strică la continuarea acestei faze de atac. Iată-l pe Popa. Strică pornește din propria jumătate, pasează în față, pe direcție viitoare pentru Enceanu. Acesta urmărește excelent și îl învinge pe Kindrish printre picioare. Și iată că Trică, pe lângă golul marcat etapa trecută la Târgu Jiu, primul al său pentru Steaua, are acum și pasă decisivă. Joacă bine Atanas Trică, ar putea fi folosit mai des de Daniel Oprița. Și probabil că acum se face și acea ultima schimbare. Balgiu era la marginea terenului, care îi va lua locul chiar marcatorului Rareș Enceanu. A apucat să înscrie